soare abundentă nu a fost un motiv prea mare de bucurie pentru șoferii din Suceava. Deși a intervenit cu aproape 20 de utilaje, operatorul de salubrizare din municipiul Suceava a reușit să curețe de zăpadă doar străzile principale și trotuarele foarte circulate. Autoritățile spun că se va interveni totuși și pe aleile dintre blocuri. Se circulă în condiții de iarnă pe toate arterele din municipiul Suceava. Prioritatea în momentul de față, când încă mai fulguiește puțin, sunt arterele principale, acolo unde circulă mijloacele de transport în comun, treceri de peton și stațiile de autobuz, urmând ca pe parcursul zilei de astăzi să acționăm și pe străzile lăturalnice și, bineînțeles, pe străzile care nu sunt asfaltate sau betonate. Viceprimarul Lucian Harșovski a spus că va colabora cu Spitalul Județean pentru realizarea unei hărți cu cele mai periculoase zone din oraș, pentru ca aceste locuri să fie curățate de zăpadă cu prioritate. Facem apel la populație să se implice și ea, să dea dovadă de simț civic, și am făcut apel la Asociația de Proprietari în zona arondată lor să-și dezepezească, să fie foarte atenți la țurțuri care se formează la nivelele superioare. Totodată, inspectorii primăriei sunt pe traseu și duc notificări la toate firmele care au trotuar în fața lor și care, conform hotărârilor de Consiliu Local, trebuie să-și dezepezească. Într-adevăr, mai sunt și probleme. Continuăm și cu vechea idee să vedem exact de la spitalul de urgență câte persoane au căzut pe gheață și în ce zonă, pentru a face o analiză cât mai corectă și a vedea exact cum putem acționa, pentru că astfel de lucruri, dacă s-au întâmplat din cauza celor care nu și-au făcut treaba, să nu se mai întâmple.